Pe lângă parcarea supraetajată vor fi construite și spații comerciale, iar autoritățile locale intenționează ca în anul 2014 să refacă și acoperișul pieței Dacia. Avem lucrări la piața Dacia, o să vedem că am desfăcut pavajul vechi și acolo va fi o parcare supraetajată modernă pe trei nivele. Va avea și niște spații comerciale de-a lungul trotuarului și de-a lungul pieței vechi. O altă parcare supraetajată, aflată deocamdată la stadiul de proiect, va fi construită în centrul orașului. Mai avem o parcare supraetajată care va fi aici în centru, undeva în spatele blocului V2B, unde e centru cultural acum. Nu va mai fi centru cultural, dar și centrul orașului va avea nevoie de o parcare supraetajată. Complexul este prevăzut și cu un spațiu destinat în special tinerilor iubitori de sport. Deocamdată se lucrează la proiectare, ea va fi prevăzută și cu un centru, să spunem, pentru tineri, iată, pentru a face mișcare, mă refer la un parc de joacă acoperit în acea zonă pentru timpul de iarnă, pentru timpul nefavorabil, pentru copiii cei mai mici și de asemenea pentru tineri va fi o sală de fitness și o sală de antrenamente pentru judo și alte activități ale clubului Dacia 2012. Începând din luna decembrie, Centrul Cultural Mioveni își va desfășura activitatea în noua clădire, situată între Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Poliție, care va fi inaugurată de Sfântul Nicolae. Se lucrează la dotările acestuia, astfel încât și acest centru cultural educativ să poată fi dat în folosință undeva de Sfântul Nicolae. O altă lucrare va fi inaugurată anul viitor de Flori. Este vorba despre ansamblul de la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel, în care este inclusă clopotnița și aghiazmatarul.